Un accident rutier grav a avut loc în acest weekend pe DN6, Orșova, Caransebe și în zona ieșirii din localitatea Băile Herculane, județul Cara Severin, soldat cu decesul unui bărbat în vârstă de 45 de ani. Evenimentul a avut loc în jurul orei 11.30 dimineața, atunci când motociclistul se deplasa pe drumul național 6 și a intrat în coliziune cu un tir, într-o zonă cunoscută pentru traficul intens și dificultățile de vizibilitate. Impactul a fost de o gravitate extremă, rezultând decesul motociclistului pe loc, în ciuda eforturilor depuse de echipele de intervenție pentru acordarea primului ajutor. Autoritățile au intervenit imediat la fața locului, traficul rutier fiind blocat pe ambele sensuri pentru a permite efectuarea cercetărilor și măsurilor de gestionare a traficului. Cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite în urma investigațiilor în desfășurare. Martorii oculari au declarat că motociclistul circula regulamentar pe banda sa de circulație în momentul impactului, sugerând că ar putea fi posibile discrepanțe în mod modul de operare al vehiculului mare implicat în accident. Echipele de poliție și specialiștii în accidente rutiere sunt pe deplin implicate în investigații pentru a stabili cu exactitate circumstanțele care au dus la această tragedie. În urma acestui accident, comunitatea locală din băile Herculane și nu numai este profund afectată, iar autoritățile recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită în trafic, având în vedere condițiile meteo și complexitatea infrastructurii rutiere din zonă.